Cuvântul 12. Cum se cuvine să șadă în liniște cel cu dreaptă socoteală? Ascultă, iubitule, de vrei să nu se facă faptele tale deșarte și zilele tale nelucrătoare și lipsite de câștigul nădăjduit, de cei ce viețuiesc cu dreaptă socoteală în liniște, să fie însă și intrarea ta în aceasta cu dreaptă socoteală. Să nu faci aceasta cu al gând, ca să nu ajungi ca cei mulți, ci să ai neclintită în cugetare ținta ei, ca spre ea să se îndrepteze toate faptele viețuirii tale. Și întreabă pe cei ce cunosc aceasta mai mult din cercare și nu numai din cunoștință, și să nu te oprești până nu te vei deprinde în toate cărările faptelor ei. Și cercetează tot pasul pe care îl faci, ia seama dacă înaintezi prin el pe calea cuvenită sau te-ai bătut pe vreo cărare în afară de cea pe care trebuie să umbli. Și să nu crezi că viețuirea închinată întru totul liniștirii se desăvârșește numai prin faptele cele arătate. De dorești să afli ceva și să ajungi la aceea prin cercarea ta, ia seama la semnele și dovezile ce se arată în sufletul tău la orice pas pe care îl faci și din ele vei cunoaște adevărul părinților sau amăgirea vrăjmașului. Să iei seama anume la acestea puține până ce te vei înțelepți pe calea ta. Când vezi că liniștea ta cu mintea, cugetarea ta se poate mișca în chip liber în gândurile cele de-a dreapta și nu e luată cu sila în stăpânire de vreun alt gând, să știi că liniștea ta e dreaptă. Și iarăși, când slujești sau liturghisești, de te afli într-un chip sau altul al slujirii, adică al liturghiei, tare departe de împrăștiere și deodată se taie stihul de pe limba ta și se întind peste sufletul tău legăturile tăcerii din afară de libertatea lui, nota 65, numește liturghie în mod sigur rugăciunea, iar felurimea liturghiei numește diferitele moduri în care se săvârșește lucrarea rugăciunii, căci ne rugăm fie cântând, fie citind, fie stând drept, fie plecând genunchii și făcând mătănii și ridicând mâinile, iarăși uneori cu glas, alteori numai cu mintea și alteori și cu buzele. Dar ce înseamnă? Și deodată se taie stihul de pe limba ta și se întind peste sufletul tău legăturile tăcerii, oprindu-l din libertatea lui, decât că rugăciunea săvârșită cu limba sfârșește dintr-o dată și ea intră în lăuntul sufletului și se face întreagă mintală, silind sufletul să nu-și mai împrăștie libertatea obișnuită în cele din afară, ci să părăsească orice altă grijă și cugetare, urmărind numai înțelesurile rugăciunii. Iar acestea continuă cu stăruință, cunoaște că mergi înainte în liniștea ta și a început să ia chip blândețea în tine, căci liniștea simplă dintre faptele dreptății e fără preț. Nota 66. Aceasta înseamnă că singură liniștea, fără altă virtute, o găsim fără preț de judecăm drept. Un om liniștit poate să fie și un om care își calculează cu grijă planurile sale răufăcătoare. Liniștea are un conținut de pace, de blândețe, de iubire, când e concentrată spre Dumnezeu. Nu e lăudată o liniște egoistă. Viețuirea simplu e socotită de cei înțelepți și cu dreaptă socoteală, ca un mădular aparte, despărțit de ajutorul celorlalți. Și iarăși, de vezi cu sufletul tău că prin fiecare gând mișcat în el și prin vederile sau contemplațiile ce-ți vin în liniștea ta, ți se umplu ochii de lacrimi și ele curg peste obrajii tăi fără silă, cunoaște că a început să se facă înaintea ta o deschizătură în zidul despărțitor spre pierderea potrivnicilor. Și dacă vezi în tine, din timp în timp, cugetarea ta scufundându-se în lăuntrul tău, fără grija rânduieli obișnuite din afară, și aceasta ține un ceas și mai mult și după aceea vezi mădularele tale ca într-o oboseală mare și pacea domnind peste gândurile tale și aceasta rămâne în tine mult timp, cunoaște că norul a început să umbrească peste cortul tău. Iar dacă în vreme ce petreci în liniște, afli în sufletul tău gândul ce-l sfâșie și-l iau în stăpânire, și acestea îl învăluie cu sila în tot ceasul, iar cugetarea lui e îndreptată toată vremea spre cele ce le-a săvârșit, sau dorește să-i scodească cele deșarte,
Cunoaște că în deșert te ostănești cu liniștea, căci sufletul tău petrece în împrăștiere și vin pricini pentru aceasta, fie din afară, fie din nepăsarea din lăuntru față de datorii, mai bine zis față de priveghere și de citire. Deci pune îndată rânduială în lucrarea ta, iar dacă făcând aceasta intri în aceste zile, dar nu a fi îndată pace dinspre tulburarea patimilor, să nu te miri, căci dacă sânul pământului rămâne încă un timp îndelungat fierbinte, după ce au trecut peste el razele soarelui și mirosul leacurilor și fumul de tămâie revărsat în văzduh, stăruie timp îndelungat înainte de a se împrăștia și de a dispărea, cu cât mai mult nu rămân patimile, când sunt oprite de la materia obișnuită lor, lătrând la uși, asemenea câinilor ce s-au obișnuit, să lingă sângele în măcelărie, până când lui se risipește puterea obișnuinței lor de mai înainte. Când începe trândăvia să intre în chip ascuns în sufletul tău și se întoarce la cele întunecate din apoi a lui, și casa a început să se umple de întuneric, să ivesc aceste semne. Simți în tine în chip ascuns că slăbești din credință și prisosești în grija de cele văzute, că încrederea ta se micșorează și pe aproapele tău îl păgubești, și întreg sufletul tău și gura ta se umplu de dispreț și cu inima ta ești pornit în gânduri și în simțiri și în toate lucrurile pe care le întâlnești împotriva oricărui om, ba și împotriva celui preanalt, și ți-e teamă de vătămarea trupului tău, iar prin aceasta te stăpânește lipsa de curaj în tot ceasul și din vreme în vreme se stârnește în sufletul tău frica, încât te temi și te simți urmărit și de umbra ta, căci ai acoperit credința cu necredința, vorbim nu de cea care e temelia mărturisirii tuturor, ci de puterea aceea minții care sprijinește inima cu lumina înțelegerii și trezește în suflet prin mărturia conștiinței multă încredere către Dumnezeu, ca sufletul să nu se îngrijească de sine, ci să arunce asupra lui Dumnezeu grija sa, fără de grijă în orice lucru. Iar când mergi înainte, vei afla aceste semne vădite, nemijlocite în sufletul tău. Atunci te întărești în toate și te îmbogățești în rugăciune și nu lipsește izvorul câștigului duhovnicesc niciodată din cugetarea ta în toate câte le întâlnești. Dar simți totuși slăbiciunea firii omenești și prin fiecare din acestea te păzești de mândrie. Pe de altă parte, sunt trecute cu vederea de ochii tăi greșelile aproapelui. Și te umpli de dorința de a ieși din trup în măsura în care dorești să ajungi la cele viitoare. Și toate necazurile câte ni se întâmplă, când te întâmpini în chip arătat sau ascuns, le afli ca drepte. Cercetezi cu deamănuntul cele din preajma ta, ca prin aceasta să scapi de părerea de sine. Pentru toate dai mărturie și mulțumire. Acestea sunt semnele celor ce veghează și se păzesc și stăruie în liniște, și doresc să ajungă la viețuirea cea mai adevărată. Nota 67. Imaginea aceasta e folosită și în scara lui Ioan Scărarul. Iar cei trânda nu au nevoie de aceste semne subțiri ale curselor căderii, deoarece ei sunt departe de virtuțile ascunse. Când una din acestea începe să se ivească în sufletul tău, poți să înțelegi în aceeași clipă în ce parte ai început să înclini. Căci cunoști îndată din ce soi este. Dumnezeu să ne dăruiască cunoștința adevărată. Amin.